poate să câștige turneul? Sigur, 100%. Da. Dar e cale lungă, e tablou, e greu, toate poate să câștige. Simona a demonstrat, adică deja vorbești de 5, nu știu, 6, 7 mari favorite. Simona e printre ele. Clar, clar că e drumul lung, sunt 2 săptămâni. Încărcătura la un Grand Slam e foarte mare, pentru că nu e un turneu de 1 săptămână. E un turneu de 2 săptămâni, cu tot ce ai de făcut, cu presă, cu așa mai departe, se acumulează, se acumulează, se acumulează. Și acolo se și face diferența, de fapt, cine rezistă până la final să-ți ducă toate lucrurile astea.